Impact violent în această dimineață în județul Ilfov. O autoutilitară și un microbuz în care se aflau 18 persoane s-au izbit pe o șosea din localitatea Șindrilița. Imediat după ce s-a dat alarma, au intervenit 4 ambulanțe SMURD, o auto specială de stingere a incendiilor, una pentru descarcerare și alta pentru transport victime multiple. Unul dintre răniți a rămas captiv în vehicul și a avut nevoie de ajutorul pompierilor. 14 oameni au primit îngrijiri medicale și au fost transportați apoi la spital. Primele date arată că accidentul s-a produs din cauza nepăstrării distanței în mers.